Alături de noi Dana Govoreanu, atleta noastră pe care noi astăzi o susținem. Ce să fac? Păi doar ce l-am dezinfectat cu oia în față, tu n-ai văzut? Că o să curgă după aceea și dacă vine iar Seleș și face glume de alea cu Dana în platou, că-i umed microfonul, mă fac de râs aici. Intră Seleși și te rog frumos să poftim o domnișoară superbă. Bravo. Te pupăm, bravo. Dana, hai încoasă, rut mâna, bine ai venit. Bine v-am găsit. Servus, bravo. Provocare, păi băiatule. Mă, dar ce ai și fata de pe scenă, scena caldă și tu vorbești 50. Înainte. Ce să fac 50? 50. 50 de metri. 50. Cum să fac, mă, 50 de metri, cu Dana care e atleta, ai nebunit la cap, da, și opera la picior? Păi mă fac de râs la o țară întreagă, ai nebunit? Nu, cum? Hai, că tu ești miezul, forță, păi hai. Și unde facem? Unde vrei tu? Okay. Băi, eu fac. Fac și eu. Bine. Băi, eu fac. Toți trei. Păi unde facem? Aici. Producția, putem să facem undeva un... Popa, vino încoace. Un sprint? Un sprint. Ne provoacă Sele și vă rog frumos. Da. Mamă, vrei să facem? Știi ce mi s-a spus în cască? Că să faci singur. Cine și-a permis să spună asta? Jur! Asta mi s-a spus. Cine a zis asta? Unde e regia voastră? E Caru afară. Te duci tu până acolo și mă lași pe mine cu Dănuța. Auzi, că în cască te aude, a plecat Caru, a plecat. A plecat. Deci nici în car nu te vor. Deci fii atent, vă pregătiți și facem un 50. Băgăm? Sigur, da. Cât scoți la 100? La 100 plat 12 13 secunde, cred că am. Eu le am cu 100 garduri mai mult. Garduri, facem la 100 garduri? Da. Spune-ne un timp. 14-17. Doamne. Mi-am făcut și record, este recordul, dar și barem pentru europene, doar că nu s-au mai ținut. Wow. Păi da, se vor ține. Eu nu o să mai pot merge la europene, deoarece cresc la categoria de vârstă, dar am mondial. Băi, nu cred, ce situație rară și... Trebuie să facem alt barem. Și oarecum neplăcută, nu contează. Sunt sigur că te vei antrena și că vei fi și de baremul de la categoria superioară, corect? Sigur, da. Scrie așa, încearcă, te pupăm, domnule Cosmin. Pregătesc scaunele. Încălzește genunchii, încălzește gleznele. Te rup, hai, Doriane, te joc rup. De glezne, te-am pupat. Dănuța, încearcă să zbori. Sunt cuvintele pe care le-ai auzit prima dată, am notat bine aici sau nu? Da. Da? Da? Povestește-mi un pic, te rog frumos. Cine ți le-a spus și cât de mult au contat pentru tine? Antrenoarea mea mi le-a spus. Prima dată când am încercat să sar la groapa de nisip, la lungime, și îmi spunea ca să mă înalt, să încerc să zbor oarecum. Să zbori, că ăla-i sentimentul. Exact. Cât ai sărit prima oară la groapa cu nisip? Undeva la... Cred că spre 4 metri prima dată până wow, să... Wow, ce tare! De pe loc sau cu alergare? Că cu alergare, cu alergare, nu? Există și de pe loc? Nu există, nu? În proba de atletism nu, e decât lungime cu elan. Bun, și acum înțeleg că ramura ta principală sunt cei 100 de metri garduri, corect? Da, da. Acolo ești tu cea mai bună și acolo îți dorești cele mai bune rezultate din viață. Acolo și 400 metri garduri. Și 400. Da. Care îți place mai mult, 100 sau 400 garduri? 100 metri garduri. 100, nu? Da. Care e visul tău cel mai mare de la cariera ta, de la sportul pe care îl practici? Ce îți dorești? Să ajung la o performanță cât mai înaltă, acolo la Olimpiadă. Acolo își dorește fiecare sportiv să ajungă. La Olimpiadă, adică da. Un aur, cum s-ar spune, exact. Da? Aia vrem, spre aia tindem, da? Da. Spune-mi și mie, te rog frumos, ca să înțeleagă și oamenii de acasă, cât de greu este ceea ce faci tu și că nu este deloc ușor. Câte ore de antrenament avem acum la minus 3 grade, pentru că asta este plăcerea mea, să întreb oamenii cum se antrenează iarna. Bineînțeles, este muncă, îți trebuie muncă, seriozitate ca să poți să faci performanță. Depinde de antrenament, undeva pe la 2 ore și jumătate, cam așa. În fiecare zi? Da. Și afară și în sală, bănuiesc. Da. Acum încă mai lucrăm afară, cât ne mai permite vremea, dar curând o să intrăm în sală. Mamă, și ai un echipament special de iarnă, bănuiesc, nu e mai gros? Cum? Pui geacă sau? E cam același echipament, te încălzești bine și după ce te încălzești, te dezbraci oarecum în echipamentul de alergare. Riscul de accidentări este mai mare iarna, pentru că încheieturile sunt și ele mai reci și mulți alți factori care favorizează chestia asta. Unul operat la genunchiul stâng de toate ligamentele te întreabă, ai avut vreo accidentare până acum? Sigur că da, anul trecut am avut o accidentare urâtă și am ratat tot sezonul de vară. În ce anume a constat, Dana, accidentarea ta? Am avut o inserție sub fesă. Wow! Da. Și cum te-ai recuperat? Numai cu kineto? A fost nevoie de intervenție chirurgicală? Kineto, kineto și repaus.
trineto și repaus. Ți-a fost frică atunci când te-ai accidentat? Te-ai speriat un pic dacă vei putea continua sau nu ceea ce faci? Da, bineînțeles, m-am speriat. Eram și foarte supărată că o să pierd toate competițiile, timpul trece destul de repede, dar până la urmă am învățat din asta, că până să mă accidentez ziceam ce, că eu nu o să mă accidentez, ce-i asta, dar până la urmă din greșeli înveți și a fost o lecție. Wow! Încă o întrebare care este foarte importantă din punctul meu de vedere. Cine te-a susținut cel mai mult în ceea ce privește atletismul? Din familia ta, aș vrea să știu. Din familia mea? Păi, cam toată familia. Ce să zic, mama... Nu ai pe cineva mai înfocat, cineva care cu tine până la capăt în ceea ce privește atletismul? Care nu pierde niciun concurs? Care e acolo, no matter what, la fiecare antrenament? Păi, antrenoarea mea, că eu petrec foarte mult timp cu ea. Ok, ea deci este antrenoarea este... Mea, dar și mama, chiar dacă nu este în țară, este alături tot timpul acolo, să știe tot. Bravo, e foarte importantă susținerea familiei și mai mult de atât este importantă susținerea antrenoarei. Cum te înțelegi cu antrenoarea ta și ce cuvinte ei transmite astăzi din mijlocul galei Ajut Eu? Avem o relație apropiată. Și am foarte multă încredere în ea și sunt sigură că vom ajunge acolo unde mi-am propus eu cu ajutorul ei. Doamne ajută, Dănuța, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și să știi că ești susținută de unii dintre cei mai buni și cei mai iubiți români. Îi mulțumim Danei că este alături de noi.